uitați, am revenit, că nu am mai filmat o zi, n-am mai făcut curat, am fost la școală și n-am avut timp. Am ieșit la 2 și am venit acasă, am mâncat și deja era ora 4, când am vrut eu să mai fac curat. Deci partea asta este gata, am făcut o zi pe ea, de la ora 1 până seara, până seara la 8. Și am făcut și partea aceea, o să vă arăt. Ia uitați, a băgat bunica Ileana între timp, cât făceam eu curat, pe partea cealaltă. Ea a băgat florile în casă. Trebuie să punem folie pe ele. Vă arată luminița cum a aranjat, cum a făcut toate ăștia singură. Cu mamă s-a ajutat-o Luca. Da. Noi avem o casă mai modernă, mai așa, mai după placul bunica Ileana. Da. Ia uitați, prieteni, florile le-am băgat în casă. Apte de cât sardiciul. Uita care ea. Se miște care ea. Așa. Nu avem. Trebuie să mă duc sus să aprind becurile. Lasă, nu mai aprinde. Lasă că mă duc sus după aceea. Ia uitați, prieteni, o să filmez să vedeți că am șters. Deci și vada asta am șters-o. Da. Dar mințușurțul ăsta, de ce nu mai dat? Ia uitați. Deci nu mai e un pic de praf. De ce șurțul ăsta? Dar n-am mai filmat, m-am grăbit, am avut treabă. Și uite, l-ai lăsat aici. Partea asta n-am mai filmat-o, ce? Uite șurțul ăsta. Îl văd. De ce l-ai lăsat șurțul ăsta aici? Să se murdărească, da? Păi am făcut TikTok cu el și l-am uitat. După ce faci TikTok-urile cu el, trebuie să-l duci acolo sus. Gata, o duc. Așa, da. Scuze, mami. Mami? Ia uitați. Da. Și tu ești mami 1 și mami 2. Da. Ia uitați, prieteni. Deci am șters tot și mesele. Ia uitați, da. Să vă arăt, am șters și picioarele mesei. Ia uitați, și scaunele. Am dus să termin curățenia bucătării. După aia mă bat la televizor. Ia uitați, prieteni. Ia uitați. Da, spre ce curățenie am făcut. Eu și mami. Da. Ai frunze în cap. Da, de la flori. Scutură-te. Scutură-te că ai... Te-ai tăiat unde? Dar așa să încerc să mă duc pe afară să văd ce face bunicul. Păi am terminat partea asta. Da. Te-ai tăiat rău? Luca. Camera lui bunica Ileana. Am făcut și sub scară. Ia uitați. Și sub scară. Ia uitați, prieteni. Avem și sub scară. Acolo avem haine și încălțăminte. Prieteni, mai avem și partea a treia, că asta este a doua. Filmăm să vedeți ce am făcut, dacă vă place. V-am zis, fiecare după gusturile sale. Noi avem casa după gusturile noastre. Eu am aranjat aici, așa mi-a plăcut să aranjez bibelourile, pentru că vazele astea mari, vaza asta mare, era jos, nu era pe masă, era fix acolo unde este acest fotoliu mic, cum îi zice, tamburel. Acolo era vaza. Și vaza asta, și vaza asta mare. Acolo jos erau. Nu erau pe masă. Masa asta era în mijloc. Și așa mi-a plăcut să aranjez. Ia uitați. Da, ieri am postat vlog cu bunica Ileana unde am fost la mătușa Brățărina și vreau să răspund la câteva întrebări. Ați întrebat cine este Casandra. Casandra este nepoata lui bunica Ileana, fiica lui Brățărina. Și cel care filma, că nu eram eu acolo, eu eram la școală, cel care filma este nepotul lui bunica Ileana. Mimi. Mitea. Mitea, fiul lui Brățărina. Dar nu se filmează taică tu și nici maică ta, nu se filmează. Mama și nu se
mama să filmeze, să vă arăt și casa ei, și pe mama și pe tata. Avem de făcut curat, mami, în casă. Da. Sus. Facem, dar nu acum, peste câteva zile, cred că... Sus, sâmbătă, la etaj. Sâmbătă, cred că taie tata porci și mă duc pe la ei și vă arăt și pe tata și pe mama. Când? Săptămâna care vine, dacă nu, sâmbătă. Am întrebat prietenii câți ani ai, mami. Eu am 35 ani. 33 ai. Nu, 35. 35? Da. Eu am răspuns 33, nu pot să cred. Nu știu, 35 am făcut pe 20 septembrie. Doamne, ce trec ani. Așa suntem, mai pitică, mai... E sigură că ai făcut 35 de ani? Da, uite să vă arăt boletinul sau certificat. Am înțeles. Și taie bunica porcii. Ai văzut câte comentarii? Ai 72 de comentarii la un videoclip singur. Nu văzut. Dar le mulțumesc că mă iubesc și eu le iubesc foarte mult și le mulțumesc pentru toate întrebările, pentru tot ce care sunt la mine. Și eu le iubesc. Mai avem de făcut curat. Da, mai avem. Sus la etaj în camera mea, mâine acolo, și sus la etaj Eliana, în camera de haine. Facem țuica, dragi prieteni. Mâine. La noi acasă? Da, la noi acasă. Am fost și la casa, nu cu ea. Da? M-am plimbat cu ea prin oraș. Și mâine m-a pus să fac țuica cu doamna Ileana și după aia facem sus la etaj. Dar tu ai emoții când te filmezi. Da. Nu prea te filmezi tu pe YouTube. Da, o să mă filmez de acum încolo. Le promit la prieteni că o să am înțeles. Auzi, mami, de unde ați luat cazanul? De la o vecină. A, și facem țuica mâine. Da. Țuica. Da. Țuica de piersici. De atâta timp o facem tocmai mâine. Da, poate. Da. Să bem câte e porci să ne încălzăm, că e frig. Eu nu prea le am cu băutura. Când e frig. Eu folosesc cola, folosesc cafea mult. Hai să mergem afară la bunica Ileana. Hai să mergem. Da. Păi când tăiem porci trebuie să bem câte un pic. Adică nu eu. Bunicul Conea, bunicul Tomiță. Prieteni, zilele astea cumpărăm porci. Sau nu știu, săptămâna asta sau săptămâna care vine. Nu știu cum se... Dar mulți au cumpărat porci. Da. Din Strehaia. Păi tata a cumpărat 3. Taică tu ai cumpărat 3? Da. Am înțeles. Și sâmbătă îi taie? Ori sâmbătă, ori săptămâna viitoare. Mamă, ce repede a trecut timpul și vine și Moș Nicolae și Moș Crăciun. Da, și Moș Nicolae, să vedem ce ne-a. Luminița trebuie să fie cu Michi ca să se aducă Moș Nicolae ceva. Mamă, serios? Da. Am înțeles, mami. Da. Am înțeles, mami. Vreau să termin, că vine taică tău. A zis prietenii cu cine dorm în cameră, cu soțul meu. Dragi prieteni. Păi, haideți să vă zic eu, prieteni. Mama doarme cu tata în camera aceea. Eu dorm sus în camera mea. O să vă arăt și camera mea. Mai doarme și Luminița cu mine când nu e taică sau acasă. Când nu e tata acasă, dorm cu mama. Doarme da. Cu mine, că nu pot să o lua nici eu, nici ea pe mine. Că eu iubesc foarte mult și ea mă iubește foarte mult. Mai da, mami. Mie în brațe. Și eu te iubesc. Simte căldura de mamă. Da. Eu dorm cu ea doar când nu este tata acasă, dar eu dorm sus la etaj în camera aceea, unde dormea Andreea. Acum Andreea nu mai dorme aici, în casă doarme în casa mică, nu a, când a născut, când era gravidă, Andreea dormea acolo sus la etaj și nu mai putea să urce scările. A urcat până avea 7 luni. 7 luni? Da. A urcat până avea 7 luni sus la etaj și după nu a mai urcat, a dormit la maica mea în cameră, își mutase hainele și a stat la maica mea în cameră 3 luni, așa, 2-3 luni, până s-a născut. Până a născut m-am mutat eu la ea în cameră, sus la etaj. După aia m-am mutat înapoi în camera mea. Și acum mi-a zis Andreea că nu se mută acum cu băiețelul până face și el 2-3 ani, maxim 5 ani, nu știu cum a zis, maxim 5 ani, ca să poată să urce sus Aian și Andreea și se mută înapoi. Și eu dormeam cu ai bătrâni, dar m-am mutat sus la etaj de când a plecat Andreea. M-am mutat sus la etaj că n-am. Haide, mami, afară. Dragi prieteni, noi vă mulțumim pentru toate comentariile și toate curiozitățile și o să vă răspundem la toate întrebările. Nu prea avem timp. Eu mai ales cu școala. Sunt foarte ocupată cu școala. Da, și acum am teme de făcut. Noi vă pupăm și vă dorim o seară minunată și mami vă pupă. Și eu iubesc mult. La revedere. Mergem în casă acum să mâncăm. Am fost la Brățărina, la Alisa și am venit acasă.
La revedere, prieteni! La revedere.